Bună seara, dragi prieteni! Frumoasă victoria echipei naționale. Nu m-am mai uitat de mult la un meci de fotbal. Am zis să mă uit așa din nostalgie pentru perioada Italia-SUA, când mă mai uitam împreună cu părinții mei și întâmplarea a făcut să fie un meci superb cu o victorie de 3-0. Dar ne-am trezit, dragi prieteni, și cu paraziți pe succesul echipei naționale. Paraziți, bineînțeles, de propagandă și fake news, de unde altundeva decât de la Moscova, este absolut pervers și hidos modul în care Imperiul Răului se folosește de orice fel de eveniment, de orice fel de subiect care stârnește emoție publică în România, ca să lanseze fake news-uri, să lanseze dezinformări, să lanseze minciuni și manipulări în interesul Imperiului Răului. Dar ne-am trezit și cu paraziți politici, că parazitează politicienii echipa națională. La fel cum parazitează religia, la fel cum parazitează alte teme în care politicienii, zic eu, n-ar trebui să intervină în scop de marketing electoral, dar ăștia sunt. Atâta respect au ei pentru niște lucruri pentru care ar trebui să aibă respect. Dacă ar fi cu adevărat, nu, patrioți și ar iubi valorile naționale, exemplu cel mai clar și cel mai limpede este cel cu gruparea extremistă rusofilă AUR, care se pretinde naționalistă și parazitează istoria noastră națională și mânjește drapelul național. Își pune siglele, crucile și fel și fel de însemnuri din astea de ale lor. Folosesc aceste însemnuri pe drapelul național, transformând drapelul național într-un spațiu de marketing, ceea ce trădează o profundă lipsă de respect față de simbolurile importante ale țării noastre. Da, să începem cu fake news-ul produs de dictatura lui Putin. Este absolut incredibil, oameni buni, ce fac, ce poate să facă trolii lui Putin. Citesc de pe Actual 24. Vor să ne învrăjbească fake news lansat de canale din Rusia după meciul România-Ucraina. Ci că un român a adus un steag al separatiștilor pro-ruși la meciul cu Ucraina. Fake news lansat de canale de propagandă ale Rusiei, scrie Actual 24, după meciul dintre România și Ucraina. Una dintre victimele acestui fake news este publicația Nexta, care are peste 1,2 milioane de followeri. Nexta a susținut că un suporter român ar fi venit la meciul cu Ucraina cu un steag al separatiștilor proruși din Donetsk. De fapt, propaganda rusofilă a făcut un deep fake, a modificat acolo ceva în background, într-o fotografie, ca să pară că e narațiunea asta pe care eu o susțineau. Și care, de fapt, e o narațiune falsă. România la Euro 2024 a câștigat meciul cu Ucraina cu scorul de 3-0. Tot în timpul meciului a avut loc un incident neplăcut. Unul dintre fanii români a purtat pe stadion steagul separatiștilor. Proruși din Donetsk. N-au nicio treabă românii cu așa ceva, niciodată așa ceva nu s-a discutat în România, niciodată așa ceva nu poate să aibă legătură cu un român. Nexta e o publicație înființată de jurnaliști dizidenți din Belarus și este o susținătoare puternică a Ucrainei, fiind urmărită de numeroși jurnaliști și analiști din întreaga lume. Numeroase voci au comentat însă că e greu de crezut că drapelul separatiștilor a fost afișat de un român. Evident, greu de crezut, către imposibil. Ce au comentat oamenii? Greu de crezut că era român. Mergeam cu mașina prin România după ce abia începuse războiul și toți cei cu care am vorbit în România susțineau Ucraina, a scris un utilizator. Eu locuiesc în București, n-am văzut niciodată un astfel de steag. Zilnic văd în schimb steagul Ucrainei scris de un bucureștean. Și mă rog, sunt foarte multe comentarii. Informația difuzată de Nexta a fost demontată ca fake news. Această propagandă circulă încercând să dezbine ucrainenii și românii. Acesta este un fals făcut de ruși. Nu mai săriți atât de repede la fiecare mesaj de ură și verificați, a scris utilizatorul Maya pe Twitter. Ca să vedeți, dragi prieteni, cu ce se ocupă oamenii ăștia și cum folosesc absolut orice fel de prilej ca să instige la ură, ca să manipuleze, ca să distorsioneze realitatea. Și astea sunt metode care se folosesc și în România, pe la televiziunile cartelului Mafia Media. Vă dau un exemplu acum, văd pe realitatea infractorului Maricel Păcuraru toată ziua, că reziștii protestează, că reziștii în sus, reziștii în jos,
Că partidul, nu există un partid al reziștilor și nu există reziști care să protesteze. Mișcarea civică rezist a avut perioada ei, a fost o perioadă lungă, maratonul civic rezist și s-a încheiat. Și n-a fost formată din, controlată de vreun partid și n-a avut legătură cu vreun partid. A fost o mișcare a oamenilor simpli care au ieșit spontan în stradă împotriva ideii, așa a început, că un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie. Despre asta e vorba. USR este USR, mișcarea rezist este altceva. E adevărat, mulți membri USR și politicieni USR au fost și ei în stradă atunci, au participat la această mișcare civică, dar ei au reprezentat o mică parte din sutele de mii, milioanele de oameni care au fost în stradă. Să spui că toți sunt useriști este o chestie, o minciună și o manipulare. Să vii cu povestea asta, cu guvernul rezist, cu reziști, este o mizerie, oameni buni. Inventată la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță și acum preluată Realitatea TV, televiziunea infractorului Maricel Păcuraru, unde este în prime time, da? Anca Alexandrescu, șefa propagandei infractorului Liviu Nicolae Dragnea. Și asta a devenit un fel de România TV 2.0, un fel de Hazna, copiază de la Hazna România TV a lui Ghiță toate mizerile. S-a trezit și domnul Klaus Iohannis, nimeni nu știa unde este, mai ales că a lipsit de la o reuniune foarte importantă. S-a trezit și domnul Klaus Iohannis să-i felicite pe tricolor. Sunt foarte curios să scrieți, dragi prieteni, în comentarii ce părere aveți. Da? Deci domnul Iohannis e absent de motivat. A fost o reuniune foarte importantă la care ar trebui să participe și n-a participat și nimeni nu știe de ce. Domnul Iohannis n-a ținut o conferință de presă și n-a transmis, nu și-a îndeplinit rolul constituțional. Atenție foarte mare, absența domnului Klaus Iohannis în toată discuția privind fraudarea alegerilor sau organizarea cu maximă incompetență a alegerilor este foarte gravă. Pentru că domnul Iohannis nu își îndeplinește fișa postului. În fișa postului președintelui, care este Constituția României, capitolul Atribuțiile președintelui, scrie că președintele veghează la buna funcționare a instituțiilor statului. Ori domnul Iohannis ar fi trebuit să vină să ne spună cum veghează la buna funcționare a autorității electorale permanente. Cum veghează la buna funcționare a procesului de vot. Mai scrie acolo că președintele are în fișa postului, obligația fișei postului este să medieze, să joace rolul de mediator între stat și societate. Societatea are o foarte mare problemă în momentul de față, pentru că se suspicionează fraudarea masivă a alegerilor până chiar în situația în care în două locuri, sectorul 1, sectorul 2, această fraudare e posibil să fi modificat câștigătorii. Păi unde-i domnul Iohannis? Nu e. E absolut nemotivat. Dar s-a trezit acum că a câștigat echipa națională și el ca și parazitul Ciolacu, ca și parazitul George Simion, că ăștia au parazitat echipa națională astăzi, s-a trezit domnul Iohannis să dea un mesaj. Ce părere aveți, oameni buni, despre absențele nemotivate ale domnului Iohannis și despre faptul că s-a trezit să dea acest mesaj? Îi felicită pe tricolori. Emoționantă victoria de astăzi a echipei noastre de fotbal. Este incredibil. Președintele a felicitat echipa națională de fotbal a României pentru victoria obținută. Emoționantă victoria de astăzi, în meciul de debut, felicit tricolorii pentru această realizare și mult succes în continuare. A scris pe Facebook, bineînțeles. Nu vă imaginați că domnul Iohannis ar fi făcut vreun efort undeva să apară în vreo conferință de presă, să facă o declarație de presă. Doamne ferește că îl întrebau, poate, cine știe, ziariștii. Domnule, dar sunteți mulțumit de cum s-au organizat alegerile? Credeți că e bine? Credeți că autoritatea electorală permanentă funcționează corect? Că aveți atribuții, că vegheați la buna funcționare a instituțiilor statului. Da? Credeți că funcționează corect? Din moment ce sunt 1.400.000 de voturi anulate? Că cel puțin incompetența aia e certă, aia este clară, este evidentă. Eu zic că, având în atribuții domnului Iohannis buna funcționare a instituțiilor statului, ar fi trebuit să emită un punct de vedere, dar nu emite. Domnul Iohannis este dispărut. Acum 3 ore Alina Manolache încearcă să afle, nimeni nu știe, că nimeni nu știe ce face domnul Klaus Iohannis și cum își petrece dânsul timpul în care încă este președinte. Noi îi plătim salariul teoretic ca să lucreze pentru țară, să-și respecte fișa postului. Practic nu se știe ce face. Europa Liberă. De ce a lipsit președintele Iohannis de la conferința de pace din Elveția? Explicații posibile. Cei mai influenți diplomații ai lumii au pregătit summitul din Elveția vreme de multe luni.
Deși China a boicotat reuniunea, iar Vladimir Putin a ironizat într-un lung discurs, 15-16 iunie înseamnă primul efort major de a spune că Occidentul vrea pace. România a fost reprezentată numai la nivel de ministru de externe. Președintele Klaus Iohannis nu a fost prezent la cel mai important eveniment al weekendului trecut, din Elveția, unde s-a discutat despre modalitatea prin care putea lua sfârșit războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 100 de lideri importanți, șefi de stat și de guverne, șefi ai instituțiilor europene și mondiale au participat la conferința de pace care a avut loc în Burgenstock. Sper că am pronunțat bine. Burgenstock, da? Vorbitorii de limbă germană. Vă rog pe cei care urmăriți și vorbiți limba germană, sunteți și din Elveția, știu că sunt urmărit, că vă sunt în statisticile YouTube, adevărat, mult mai mulți oameni din Germania și din Austria. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă am pronunțat corect, mă ajută și pe mine să mă corectez. Din partea României a fost prezentă ministra de externe, a fost prezent ministrul de externe, Luminița Odobescu și nu președintele Klaus Iohannis. Ceea ce i-a făcut pe mulți să se întrebe de ce a lipsit președintele. Nu numai dintr-o companie atât de selectă, dar și la o întâlnire atât de importantă, care privește pacea din regiune. Ce-o fi avut Iohannis mai important de făcut? Ce credeți, dragi prieteni? Și putem să ne și distrăm, puteți să scrieți și glume, dacă vreți, în comentarii. Ce credeți că a avut Iohannis mai important de făcut? Da? Ce a avut mai important de făcut? O scurtă căutare pe site-ul administrației prezidențiale arată că șeful statului a avut ultimul eveniment public pe 12 iunie, iar summitul din Elveția a avut loc pe 15 și 16 iunie. Abia luni, 17 iunie, președintele a pus ceva pe agendă, o întâlnire informală a Consiliului European. Deci nu putea fi un eveniment mai important care să-i fi reținut atenția. În schimb au venit vicepremierul Statelor Unite, Kamala Harris, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky și mulți alți lideri mondiali. Unele state au trimis adevărat miniștri de externe, altele nu au participat deloc, cum e China, a cărei poziție în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este încă ambiguă. Alte state au refuzat să semneze declarația de susținere. India, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Africa de Sud, Brazilia, Mexic, Indonezia. Președintele polonez Andrei Duda, prim-ministru din Estonia, Kaja Kallas, președintele Letoniei, Edgar Rinkevici, sper că am pronunțat bine, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. Administrația prezidențială n-a comentat până la această oră absența președintelui la summitul la care s-a semnat o declarație de susținere a integrității teritoriale a Ucrainei și dreptului acestui stat de a nu fi atacat de un altul. G4 Media a solicitat răspuns, dar el nu a venit. Europa Liberă a aflat că președintele nu vrea să comenteze. Ca să vedeți, se dă și punctul de vedere al lui Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice, și sunt mai multe informații pe această temă. Eu sunt curios ce părere aveți. Ce părere aveți, oameni buni, despre această absență a domnului Iohannis, care s-a trezit pe Facebook. E bine totuși că știm că trăiește și a văzut meciul echipei naționale. Că altfel, cine știe, puteam să ne gândim, nu? Eram îndreptățit să ne gândim că o fi pățit ceva, săracul. L-o fi răpit cineva. L-or fi răpit extratereștri pe domnul Iohannis. Cât de grav vi se pare, lăsând gluma la o parte, pentru că mie mi se pare absolut scandalos, mi se pare de o gravitate absolut scandaloasă faptul că domnul președinte este absent nemotivat în toată discuția cu organizarea alegerilor. Și vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre acest aspect, la modul cel mai serios. Paraziți pe echipa națională, Georgica Chegargara, bineînțeles, trolul dictaturii lui Putin nu putea să nu paraziteze echipa națională, și Tarășu Ciolacu. Despre Georgica Chegargara și cum parazitează aur absolut orice, într-un mod grețos, într-un mod extrem de agresiv, cred că n-are rost să discutăm. Dar ce are rost să vă spun eu despre Georgica Chegargara este că a apărut în presă încă o analiză care confirmă ceea ce eu explic în legătură cu rusofilia, cu putinismul acestui individ, cu modul în care gruparea extremistă rusofilă AUR și liderul ei, Georgica Chegargara, cunoscut și sub numele din buletin de George Simion, având interdicții în Republica Moldova și în Ucraina, în emisiunea live de ieri, de duminică, nu știu dacă printre cei care urmăriți editorialul zilei sunt
persoane care n-au văzut acea emisiune, vă rog foarte mult să vă uitați, pentru că am prezentat câteva informații foarte interesante. Dintr-un interviu dat de Anatol Șalaru, fost ministru al apărării Republica Moldova, despre cum a fost prins George Simion de serviciile secrete din Ucraina și din Republica Moldova la întâlniri cu agenții FSB. FSB este serviciu secret din Rusia, este SRI-ul lui Putin, dacă vreți, da? Din fostul KGB, puiuțul fostului KGB. Și cum a fost prins Georgică Chegargara la astfel de întâlniri, motiv pentru care are interdicție și i s-a prelungit interdicția. Și cum acele informații au fost date tovarășului Ciolacu. Și tovarășul Ciolacu n-a făcut nimic cu el. Parazit și el pe succesul echipei naționale. George Simion scrie Emilian Isăilă astăzi pe Spot Media. Tot ce scrie Emilian Isăilă, care este un jurnalist foarte serios, am avut plăcerea să fiu coleg cu el la evenimentul zilei și la Adevărul, tot ce scrie Emilian Isăilă confirmă ceea ce eu spun de 4 ani de zile, din 2020, despre Georgică Chegargara și despre Aur. Confirmă ceea ce eu explic în cele 600, cred că sunt, sau peste 600, că n-am stat să le număr, nu m-am mai uitat la statistici de mult, de materiale video din playlistul Capcana Electorală Aur. Știu că foarte mulți oameni au venit, vreo 2400 de oameni noi în ultimele 30 de zile, probabil că nu sunt la curent cu toată această muncă, de aceea fac această precizare. Vă rog foarte frumos pe toți cei care nu sunteți la curent, ați venit mai de curând, în ultimile 30, 60, 90 de zile, să mergeți în secțiunea playlist din meniul principal al canalului de YouTube și să vă uitați la playlistul Capcana Aur, Capcana Electorală Aur, să vedeți acolo ce explic eu din 2020. Exact ceea ce explică astăzi Emilian Isăilă. Aflat sub interdicție de a intra pe teritoriul Republicii Moldova și pe cel al Ucrainei, liderul Aur a pornit în cursa pentru Cotroceni, propunându-se să joace rolul de arbitru în cursa electorală pentru desemnarea noului șef de stat. Rolul lui este să fie Vadim din Capcana Electorală, Iliescu Vadim. Ăsta este rolul lui Georgică Chegargara. Ăsta este rolul tovarășului Georgică Chegargara. Cu milioane de urmăritori pe rețele sociale, finanțare netransparentă și tehnici de promovare digitale asemănătoare cu cele folosite de Moscova, formațiunea extremistă AUR a devenit a treia forță politică din România. Simion și-a anunțat candidatura, este al doilea om politic care intră în cea mai importantă cursă electorală a anului. Liberalii au decis primii că vor merge cu candidat propriul, acesta va fi Ciucă. Eu aș zice că și Joana a hotărât că va merge. PSD-ul acum că se zbate să vadă dacă Ciolacu sau Joana. Chiar sunt foarte curios ce va decide PSD-ul. Ce credeți dumneavoastră că va decide PSD-ul? Va merge cu Ciolacu sau va merge cu tovarășul Joan? Formațiunea de extremă dreaptă AUR a avut un scor politic de 15% la alegerile 9 iunie, devenind al treilea partid din țară după PSD și PNL. Simion n-are șanse reale să ajungă președinte, dar folosește campania pentru a-și consolida poziția de lider al partidului, încercând intrarea în turul 2 al alegerilor sau în cazul unui eșec pentru a negocia pachetul important de voturi obținute în turul 1 cu unul dintre cei doi candidați ajunși în finală. Anatol Șalaru. Este citat Anatol Șalaru, da? Acțiunile lui George Simion sunt ceea ce credeam noi că sunt. Asta mi-a spus un director al Serviciului de Informații și Securitate. Nu sunt ceea ce credeam noi că sunt. Că el era unionist pe vremuri. Și un director al Serviciului de Securitate a Republicii Moldova i-a spus, domne, nu e ceea ce pare. Mi-a mai spus că la noi în Moldova George Simion se întâlnește des cu Marc Taciuc, omul serviciilor secrete rusești. Ce ziceți, dragi prieteni? Este unul dintre cei mai vocali oameni politici, zice Emilian Isăilă, pro-Rusia, din țara noastră. Exact ceea ce explic eu de 4 ani de zile. Alături de fosta lui colegă de partid Diana Șoșoac, acum adversar, au creat o platformă de susținere a acțiunilor Kremlinului. De aia eu îl numesc trollul lui Putin. Fostul senator AUR, acum lider al propriului partid SOS, Șoșoacă participă de câte ori are ocazie la întâlniri și evenimente organizate la ambasada Rusiei. Un pericol la adresa Moldovei. George Simion a fost implicat recent în acțiunile zgomotoase de compromitere a vizitei oficiale făcute de Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei în România, în octombrie 2023. Cea mai mare povară a lui Simion este că are interdicție de a intra în Republica Moldova și Ucraina, fiind considerat un pericol la adresa securității acestor țări. Simion s-a dus la München la meciul echipei naționale, a făcut poze, parazitează
echipa națională. El și tovarășul Ciolacu. Tovarășul Ciolacu care, nu vă imaginați că s-a dus la München să paraziteze, să fie și el parazit pe echipa națională, împreună cu Georgică Chegargara, a stat în tribune, poze, bineînțeles, o grămadă, marketing politic. Nu vă imaginați că s-a dus pe banii lui. Sau pe banii partidului, membrilor de partid PSD, care oricum, PSD-ul fiind finanțat din bani publici, este o anomalie foarte gravă aici, tot banii noștri erau. Nu, s-a dus pe banii guvernului, adică pe banii noștri. Dar nu s-a dus, nu l-a trimis guvernul la meciul României, nu. S-a dus la altceva, oameni buni. Și Bogdana Boga explică pe Spot Media cum a ajuns Ciolacu la meciul național de la München. Premierul Marcel Ciolacu, potențial candidat PSD la prezidențiale în Germania, unde s-a întâlnit cu fanii tricolori și s-a pozat cu copii suporterilor și a postat ca atare pe internet. Mă rog, am pus și eu o poză cu domnul Ciolacu, părea a fi între doi interlopi. Nu știu cine sunt oamenii ăia, dar au niște fețe de zici că sunt interlopi, da? Ciolacu s-a dus și la primul meci pe care echipa națională de fotbal a României l-a susținut, în compania Ucrainei. Totul pentru că fix acum se împlinesc 25 de ani de relații ale României cu landul Bavaria. Guvernul a transmis oficial că premierul efectuează începând de luni o vizită oficială de 2 zile în Bavaria. Cu prilejul, înțelegeți, dragi prieteni, deci i-a plătit guvernul tot ca să-și facă domnul Ciolacu campania electorală în interesul domniei sale și a partidului PSD, parazit pe echipa națională, și a plătit guvernul tot chipurile că domnul Ciolacu se duce să sărbătorească 25 de ani de relație are României cu landul Bavaria. Sigur, i-au făcut niște întâlniri pe acolo. Urmează să participe, printre altele, la o ședință comună a guvernului român și bavarez, să aibă o întâlnire cu reprezentanții ai comunității române din regiune. E însoțit de Grindeanu, de ministrul apărării Angel Tulver, de ministrul de externe, de ministrul economiei, de ministrul muncii. Și toți s-au dus la meci, și asta este fotografia din tribuna oficială, cu tovarășul Ciolacu și cu guvernul. Printre landurile germane, Bavaria reprezintă cel mai important investitor și partener comercial pentru România, cu un volum de schimburi comerciale de peste 8 miliarde de euro și foarte mulți români, că m-am întâlnit și eu cu românii din München, foarte mulți români au venit la acea întâlnire atunci, mult mai mult decât mă așteptam, și astăzi am văzut pe stadionul din München, ziceai că se joacă meciul pe Arena Națională. După unele cifre, 25.000 de fani români, după alți comentatori, 30.000 de fani români. Și vă mulțumesc tuturor celor care ați fost la meci și mi-ați trimis fotografii, imagini video scurte pe WhatsApp, m-am delectat cu ele. Tovarășul Ciolacu a profitat de ocazie ca să paraziteze echipa națională. Sunt foarte curios, dragi prieteni, să-mi spuneți ce părere aveți despre acești politicieni, despre absența domnului Iohannis. Sunt foarte curios să citesc comentariile dumneavoastră. Și despre cum au parazitat astăzi George Simion, omul Kremlinului, împreună cu domnul Marcel Ciolacu, succesul echipei naționale. Semper Fidelis, ne vedem mâine și vă rog foarte frumos pe toți cei care sunteți interesați de situația din USR, o să mai fac comentarii pe această temă, să vă uitați la materialele live pe care le-am făcut săptămâna trecută, în care am comentat rezultatele alegerilor și situația din USR. Se preconizează că Elena Lasconi va fi noul președinte și am văzut că foarte multe voci o susțin în candidatura la prezidențiale. Părerea mea este că e un mare red flag cu doamna Elena Lasconi și al doilea red flag l-am văzut astăzi monitorizând televiziunile de știri, televiziunile mogulilor, cartelul Mafia Media, unde se lăfăie doamna Lasconi zi de zi. În 2019, după ce USR-ul a avut cel mai bun rezultat la europarlamentare, căderea USR-ului a început când liderii USR au început să se lăfăie pe aceleași televiziuni ale cartelului Mafia Media. Da, o să mai revin pe această temă. Semper Fidelis, o seară plăcută!